certe femeie voiate de obicei nu întârzie. Mi se mai întâmplă. Alaltă a întârziat 16 minute. A spus cealaltă. Mm-hmm. Dar de câte ori veniți pe săptămână aici? Uneori și de trei. Eu nu vedec tău singură dată. Bine, înseamnă că sunteți un consumator înveterat. Vai, sunt profesionist. Da, îmi pare foarte bine. Vasiliu Mușcel. Popescu Vasluji. Îmi pare bine. Dar de ce veniți mai o dată pe săptămână? Din cauza deficiențelor care existau în comerțul cu sticle goane. Nu mi se primeau recipientele de vodcă. Asta era o discriminare. Adică eu, care sunt băutor de vodcă, să nu beneficiez de avantajele de care profită băutorii de vin? Da, aveți dreptate. O mare inechitate. Dar de ce beți albitură? Care albitură? Păstârnacul. Care păstârnac? Păi nu știți că așa e, să zice, acum am mai cifrat. Dăm un păstârnac sau dăm o albitură mare. Ah. Cine v-a recomandat albitura? Medicul. Un medic cunoscut? Păi foarte cunoscut. Îl cunosc de mult, am copilărit împreună. Și cât v-a spus să consumați? N-a precizat. A lăsat la alegerea mea. Un singur lucru m-a conseiat. Să nu depășesc 10 sticle pe trimestru. La care eu l-am întrebat: doctore, dar câte trimestre sunt într-o săptămână? Mie mi-a recomandat medicul să bea vin roșu, chiar a insistat. A insistat? Mm. Dar de ce? Suferiți cu stomacul? Nu, Doamne ferește, am diabet. Și vinul roșu acrișor face bine la glicemia, așa au stabilit recent savanții olandezi. Dar nu vă supărați că vă întreb, albitura nu ridică colesterolul? Păi cum, nu știți ce au declarat savanții suedezi? Nu. Nu, că ei mă dau nici două parale pe colesterol. Poate să fie și 4, și 5, și 7, nu contează. Cu cât e mai mare, cu atât e mai bine. Și lipidele? La fel și lipidele. S-a dat drumul și la lipidele. Și transaminazele, la fel. Să vă spun ceva. S-a descoperit că între ficat și alcool nu este nicio legătură. Fiecare își face treaba lui. Știți că aveți dreptate? Uite, o mătușă de-a mea, vegetariană și bigotă pe deasupra, a făcut ciroz. Nu v-am spus eu. Alcoolul și ficatul lucrează independent. Dar ce aveți? Văd că ați transpirat. Nu, nimic. Un vertij. Un vertij? Păi gata, știu ce aveți. Ce? Sunteți nedres. Păi și eu, dacă nu mă drept într-o dimineață, nu mai sunt bun de nimic. Păi bine ziceau franțuzii, le vif avec le vif. Adică cui pe cui se scoate. A, aveți dreptate, aveți dreptate. Dresul este un drept inalienabil al organismului. E o datorie de onoare față de el. Apropo, de când nu mai sunteți în câmpul muncii? De când a intrat soția. Eu am zis-o de la obraz. Dragă, mai trage și tu, că eu am tras destul. Păi da, și eu i-am spus nevestii mie. Iubito, se la vi. Și ce a zis? Păi ce să zic, nu mai zis nimic. E drept că eu fac piața, răspund la telefon, eu vând sticlele. Să știi că Nea Grigore ăsta cam abuzează. Asta e bătaie de joc. Cum vine să știi că e cercont? Păi cum de reclamă? Scrie în metaș să luăm amândoi. Păi sigur, asta este o... Stai calin. Să trăiești, Nea Grigore! Să trăiești, Nea Grigore! Iarăși veniți! Sănătatea înainte de toate!